Tema mea pentru această seară, scopul meu este să fie un fel de notă introductivă pentru conferința noastră. Așa cum știți, tema conferinței noastre este persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Și în această seară vrem ca să punem temeliile prin această notă introductivă la persoana Duhului Sfânt. Următoarele sesiuni, dacă ați observat, vizează foarte mult lucrarea Duhului Sfânt. Și înainte ca să intrăm în această lucrare a Duhului Sfânt, să vedem ce face Duhul Sfânt, scopul nostru este ca să vedem cine este Duhul Sfânt. Pentru că de-a lungul istoriei, această întrebare, cine mai exact este Duhul Sfânt, a generat tot felul de conflicte, tot felul de învățături false, tot felul de deviații de la dreptarul Scripturii. Și vrem ca să începem cu o temelie solidă prin care să înțelegem cine este Duhul Sfânt. Într-un fel vom viza în această seară, punând accentul pe persoana Duhului Sfânt, doctrina Trinității. Ne vom pune întrebarea în această seară, este Duhul Sfânt o forță sau o putere impersonală, cum au spus unii de-a lungul istoriei și cum sunt și astăzi anumite secte și religii care insistă, deși se consideră creștine, sau este Duhul Sfânt o persoană? Ce anume învață Sfânta Scriptură despre identitatea Duhului Sfânt? Asta este tema noastră. Și dacă este o persoană, cine este El mai exact? Am putea să ne punem întrebarea dacă este corect spus El. Da? De ce nu am folosit un alt pronume? Și apoi, în final, poate foarte pe scurt, că vreau să recuperăm un pic din timpul pierdut în această seară, ce implicații există dacă răspundem la această întrebare într-un fel sau într-un alt fel, ținând cont că Biblia are o singură perspectivă și un singur adevăr. Și dacă răspundem împotriva Scripturii, atunci, evident, tot ceea ce decurge de acolo va fi denaturat. Tot ceea ce vizează lucrarea Duhului Sfânt va fi denaturat dacă nu înțelegem identitatea Duhului Sfânt. Aș vrea ca să vă duc într-o scurtă călătorie istorică ca să înțelegeți că de-a lungul istoriei problema aceasta a fost relevantă. Problema aceasta a Trinității, doctrina aceasta a Trinității și mai ales a divinității persoanelor care compun dumnezeirea a fost întotdeauna problematică. Problema personalității și problema divinității Duhului Sfânt de asemenea a fost problematică. În primele secole, în secolul 2, 3 și 4, avem multiple erezii și multiple bătălii care se poartă în sânul bisericii pe această temă. De exemplu, avem modalismul. Modalismul a fost o învățătură, o erezie care a negat identitatea treiună a dumnezeirii și privește pe Dumnezeu ca o singură persoană care se manifestă în trei moduri sau în trei manifestări. Adică Tatăl este un mod, o manifestare a aceeași persoană, Fiul, o manifestare a aceeași persoană și Duhul, o altă modalitate sau o altă manifestare. Dar insistența a fost că acestea, Tatăl, Fiul și Duhul, sunt doar modalități a unei singure persoane și în niciun caz nu sunt trei persoane care compun dumnezeirea. Apoi, mai încolo în istorie avem monarhismul. Monarhismul este o variantă asupra modalismului care susținea că unitatea lui Dumnezeu, de aici vine denumirea monarh, adică unic domnitor, identitatea lui Dumnezeu este incompatibilă cu distincția persoanelor în dumnezeire. Având rădăcinile, această învățătură a monarhismului, în învățătura lui Noetus, care se numea pe el Moise și pe fratele lui Aron, a învățat că dacă Iisus este Dumnezeu, atunci trebuie ca să fie identic, adică fără vreo distinție a persoanei cu Tatăl. Și dacă Iisus nu este o persoană distinctă cu Tatăl și o persoană distinctă cu Duhul Sfânt, atunci deja ne putem închipui ce fel de învățături eronate ar putea izvorâ de acolo. Mai încolo, avem învățătura falsă a patripasianismului, o altă variantă, o altă valență modalistă, care a învățat că Tatăl a suferit pe cruce. Patripasianism, în mod literal, înseamnă suferința Tatălui.
Această învățătură învăța că Dumnezeu Tatăl, în întrupare, a devenit Fiul și a suferit pe cruce. Și atunci trebuie să ne punem întrebări de genul, cui se ruga Fiul când era pe cruce? Vorbea pur și simplu singur? Ce se întâmplă la botezul Domnului Iisus Hristos? Ce se întâmplă la moartea Fiului pe cruce? Cine mai exact moare? Moare Dumnezeu? Avem tot felul de întrebări care s-ar putea pune și multe dintre ele au fost puse și multe dintre ele au fost răspunse într-un mod îngrozitor. Biserica creștină a combătut aceste erezii și altele, antitrinitare și antibiblice. Apologeți precum Origen, Justin Martir, Tertulian și alții au combătut în mod vehement aceste erezii și s-a culminat la un moment dat, în sânul bisericii, la Conciliul de la Nicea, prin crezul de la Nicea, care a subliniat credința trinitară creștină. Cred într-unul Dumnezeu, deci avem un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Făcătorul Cerului și a Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot veci, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioara, și s-a făcut om. Și a fost răstignit pentru noi în zilele lui Pilat, și a pătimit și a fost îngropat, și a înviat în a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, dar cei care spun a fost un timp în care nu a existat și nu a existat înainte de a fi făcut și a fost făcut din nimic sau a fost din altă ființă sau altă esență sau că Fiul lui Dumnezeu este creat sau schimbător sau degradabil, sunt condamnați de Sfânta Biserică Catolică și Apostolică. Aceasta este textul crezului de la Nicea din anul 325 după Hristos. Biblia este extrem de clară atunci când ne vorbește despre faptul că Dumnezeu este unul. Și în același timp, Biblia este extrem de clară atunci când vorbește despre identitatea trinitară a lui Dumnezeu. De aceea, în această seară, vrem să clarificăm pentru noi această învățătură, în mod special când vine vorba de Duhul Sfânt. În secolul IV se naște o altă învățătură falsă, macedonianismul, care a fost o erezie din secolul IV, care a negat în mod expres divinitatea sau personalitatea Duhului Sfânt. Conform învățăturii acesteia, numită după episcopul Macedonius, Duhul Sfânt este o entitate creată și subordonată Tatălui și Fiului. De asemenea, biserica a luptat cu înverșunare împotriva acestei erezii și a combătut-o din plin. În anul 381, la Conciliul din Constantinopol, s-a hotărât să se facă un amendament la crezul de la Nicea pentru a sublinia faptul că Duhul este homoousius, adică din aceeași natură, din aceeași substanță cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Și acum crezul care îl cunoaștem în această variantă s-a născut. Duhul Sfânt, Domnul de viață Dătătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci și într-una sfântă, sobornicească și universală, apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Aceasta este varianta care astăzi a rămas în istorie ca și crezul, deși varianta inițială care am citit-o nu a conținut aceste cuvinte. De ce? Pentru a sublinia acest aspect, că Duhul Sfânt de asemenea este de aceeași esență cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Că Duhul Sfânt nu este o putere, nu este ceva creat, ci este o persoană, este o persoană a divinității. Am putea spune că aceste probleme sunt de mult apuse și nu ne privesc pe noi care astăzi
Stăm într-o biserică numită Biserica Sfânta Treime de la Zalău la o conferință despre Duhul Sfânt. Dar nu este așa. Aceste probleme, aceste erezii sunt prezente și astăzi. Am să subliniez un singur promotor ale acestor învățături care este prezent și în ziua de astăzi și este prezent chiar și în orașul nostru și probabil și în orașul dumneavoastră. Martorul Iehova. Este doar un exemplu, am putea alege o varietate de secte moderne care au învățături eronate despre persoana și divinitatea Duhului Sfânt. Vă citez dintr-un articol de pe site-ul Martorului Iehova, unde se discută despre identitatea Duhului Sfânt. Dar de ce există atâta confuzie, spun ei? Totul a început în secolul al IV-lea, când unii teologi au lansat ideea că Spiritul Sfânt este o persoană egală într-un fel sau altul cu Dumnezeu. Totuși, această idee nu are o bază biblică și nici nu a fost predicată de primii discipoli al lui Hristos. Într-o enciclopedie se spune, Vechiul Testament nu prezintă nici de cum Spiritul lui Dumnezeu drept o persoană. Spiritul lui Dumnezeu este pur și simplu puterea lui Dumnezeu. Este vorba despre noua enciclopedie catolică. Am căutat citatul acesta și nu m-am mirat că este total scos din context. Inclusiv catolicii au o secțiune extrem de bogată despre personalitatea și divinitatea Duhului Sfânt. Aceeași lucrare adaugă, spun ei, conform majorității textelor din Noul Testament, Spiritul lui Dumnezeu este ceva, nu cineva. Aceasta reiese îndeosebit din paralelismul între Spiritul și puterea lui Dumnezeu. Scripturile arată clar că Spiritul Sfânt este o forță pe care Dumnezeu o folosește pentru a-și îndeplini voința. Între Spiritul Sfânt și puterea lui Dumnezeu există o strânsă legătură. Spiritul Sfânt este mijlocul prin care Iehova Dumnezeu își exercită puterea. Simplu spus, Spiritul Sfânt este puterea lui Dumnezeu în acțiune sau forța sa activă. Termenul grecesc tradus prin spirit sau duh este pneuma, care transmite și ideea de putere invizibilă. Potrivit unui dicționar, termenul pneuma înseamnă vânt și respirație, apoi în special spirit, care, asemenea vântului, este invizibil, imaterial și puternic. Așadar, concluzia lor, este cât se poate de clar că Spiritul Sfânt, adică Duhul Sfânt, nu este o persoană. Așadar, asta este provocarea noastră în această seară. Duhul Sfânt este sau nu o persoană? Trebuie să răspundem din Scriptură la această întrebare înainte ca să intrăm în celelalte sesiuni în care vom vedea ce anume face Duhul Sfânt, care sunt lucrările Lui, trebuie să vedem care este identitatea Lui. Este Duhul Sfânt sau nu este o persoană? Este o persoană distinctă de Tatăl și de Fiul ca și personalitate, dar totuși de aceeași esență, de aceeași substanță, coetern, coegal, este o persoană a Dumnezeirii sau nu? Asta este tema noastră pentru această seară. Ca să începem, ca să distingem aceste probleme, trebuie să începem cu o primă întrebare. Ce este o persoană? Ce înseamnă ca să ai personalitate? Nu mă refer ca să ai personalitate în sensul ca să știi să faci glume sau să fii un tip de gașcă, ci să ai calitatea de persoană. O persoană, pe scurt, este o ființă care are cel puțin aceste trei caracteristici. Sunt esențiale pentru a fi considerat o persoană. În primul rând, trebuie să ai gândire, trebuie să ai rațiune. Dacă nu raționezi, dacă nu gândești, nu ești o persoană. Al doilea rând, trebuie ca să ai emoții, trebuie ca să ai sentimente. Și în al treilea rând, trebuie ca să ai voință, trebuie ca să fii în stare, să voiești. Aceste trei caracteristici sunt esențiale pentru definirea personalității. Atunci când cineva are gândire, rațiune, are emoții și are voință, este o persoană. Altfel spus, dacă o ființă deține aceste caracteristici, atunci spunem că are personalitate, că este o persoană. Haideți să facem o probă. Tu ești o persoană? Da. De ce? Păi bănuiesc că ai rațiune. Câteodată mai puțină, și eu recunosc, câteodată am mai puțină rațiune, și soția poate atesta, dar am rațiune. Ai emoții? Cu siguranță. Tocmai ați râs când am
făcut această glumă. De ce? Pentru că ai sentimente, ai emoții, poți să te bucuri, poți să râzi, poți să chiar să te enervezi la un moment dat și așa mai departe. Și ai voință. Dovada că ai voință este că ești aici. Ai voit ca să vii aici și te-ai pus în mișcare și ai venit aici. De asemenea, Dumnezeu este o persoană, nu? Adică are personalitate. Este evident că da, pentru că noi de aceea suntem persoane. Suntem persoane și nu obiecte, pentru că, deși am fost făcuți din țărână, am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și El a suflat viață în noi. Ne-a dat această calitate de persoane. Dumnezeu are rațiune, gândire, înțelepciune. Biblia spune în Psalmul 139:17, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dumnezeu gândește. Dumnezeu are gânduri, nenumărate gânduri. Dumnezeu are emoții și sentimente. Vedem în Psalmul 7, versetul 11. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dumnezeu este mânios în unele ipostaze. În Psalmul 37:13 îl găsim pe Dumnezeu într-o ipostază la care nu ne gândim deseori. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Dumnezeu râde. Tu râzi pentru că Dumnezeu râde. Tu ai emoții pentru că Dumnezeu are emoții. Și de asemenea știm că Dumnezeu are voință. Dumnezeu voiește lucruri. 1 Petru 2:15 ne spune că voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Dumnezeu este o persoană, iar noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de aceea și noi avem această caracteristică a personalității. Biblia ne învață, pe scurt, că Dumnezeu există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toate trei persoane sunt una în esență, una în substanță, dar distincte în personalitate. Tatăl este o persoană, Fiul este o persoană, Duhul Sfânt este o persoană. Distincte în personalitate, una în esență și în substanță. Distincte, dar unite. Coegale, coeterne, în orice fel, total distincte în personalitatea lor și totuși unul singur, un singur Dumnezeu, nu trei Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, trei persoane. Tema noastră, cum ziceam, pentru această seară este ca să săpăm mai adânc și să vedem ce spune Biblia despre personalitatea și divinitatea Duhului Sfânt. Două întrebări ne rămân ca să răspundem, la care să răspundem, să punem această temelie. Prima este: este Duhul Sfânt o persoană? Care este statutul personalității Duhului? Și a doua este: este Duhul Sfânt Dumnezeu? Ce putem spune despre divinitatea Duhului? Haideți să începem cu personalitatea Duhului. Dacă ar fi ca să ne pune cineva această întrebare, aș vrea ca să vă dau un răspuns sumarizat, o dovadă sumarizată prin care să poți să răspunzi la cineva într-o discuție rapidă. Luând modelul care tocmai l-am văzut, adică ce este o persoană, rațiune, gândire, emoții și voință, trebuie să ne punem întrebarea dacă Duhul Sfânt are aceste caracteristici. Și vom vedea din Scriptură foarte repede că Duhul Sfânt are aceste caracteristici. De exemplu, rațiune sau gândire. Romani 8:27, Apostolul Pavel ne spune: însă cel care cercetează inimile, care cunoaște care este gândirea Duhului, pentru că acesta mijlocește pentru sfinți potrivit cu voia lui Dumnezeu. Și am putea să dăm nenumărate referințe din Sfânta Scriptură care vorbesc despre rațiunea, gândirea Duhului. Apoi, are Duhul Sfânt emoții? Cu siguranță. Poate cel mai bine cunoscut text din Noul Testament pe această temă este Efeseni 4:30. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt poate fi întristat. De ce? Pentru că este o persoană. Voință. Galateni 5:17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Ce face? Duhul poftește împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. De ce nu putem face tot ce voim?
Pentru că persoana Duhului Sfânt are o voință care voiește în noi, da? Care se luptă împotriva voinței firii, voinței cărnii. Așa că dacă am stat într-o discuție foarte rapidă, ați văzut cât de repede am putea ca să dovedim prin trei versete biblice că Duhul Sfânt are caracteristicile care definesc o persoană. Gândire, emoție și voință. Dar evident, fiind o conferință, nu vom încheia aici, vom veni cu dovezi suplimentare. Posibil ca cineva să vină și să spună totuși vreau mai multe dovezi. Vreau să fiu mai convins. Alte dovezi. Gramatica Scripturii ne vorbește despre Duhul Sfânt ca o persoană. Mai ales autorii Noului Testament, dacă vroiau ca să vorbească despre Duhul Sfânt ca și o forță sau o putere, au fost foarte ineficienți. Pentru că felul în care ei vorbesc despre Duhul Sfânt, felul în care sintagmele sunt construite, propozițiile sunt construite care vizează Duhul Sfânt, sunt explicit gândite ca să vorbească despre o persoană. Într-adevăr, pneuma este cuvântul folosit pentru Duh. Pneuma este neutru. Așa că atunci când citim în textul grecesc despre pneuma, ne așteptăm să se folosească un pronume în acele propoziții, neutru, ca să acorde. Dar autorii Noului Testament pun pronume masculin împreună cu pneuma. Ceea ce ai face doar dacă este vorba despre o persoană masculină. De exemplu, în Ioan 15:27 ni se spune în felul următor. Când va veni apărătorul, paracletos, da? Avocatul, cel care vine alături de noi și ne mângâie, ne apără, ne ajută, pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, adică Duhul, pneuma, Duhul adevărului, care iese de la Tatăl, El, și aici avem un pronume masculin, El vă va depune mărturie despre mine. Dacă autorii Noului Testament ar fi vrut să vorbească despre Duhul Sfânt ca și un obiect și nu o persoană, ar fi putut folosi un pronume care este neutru. Da? În limba română poate că nu reiese așa de clar, dar în limba greacă sau în alte limbi, gen în engleză sau franceză, este extrem de clar lucrul acesta. Pe scurt, ce trebuie să rețineți este că dacă autorii Scripturii ar fi vrut să se referă la Duhul precum unui obiect, atunci folosirea de prenume și de articulații chiar masculine este exact opusul ce ar fi trebuit să fac. Altfel spus, să vede intenția lor de a vorbi despre Duhul ca și o persoană, ca și o persoană și nu ca și un obiect. Apoi lucrările, acțiunile Duhului Sfânt sunt acelea unei persoane. Când Duhul Sfânt este descris în ceea ce face, să descriu lucruri care doar o persoană le poate face și nu lucruri care o forță sau o putere le-ar putea face. De exemplu, Romani 8:14. Vă dau doar câteva exemple, sunt mult mai multe. Căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Întrebarea este, o putere călăuzește? În niciun caz o putere nu ne călăuzește. O persoană este călăuza noastră. Sau în Ioan 14:26 am văzut că atunci când vine mângâietorul, atunci când vine apărătorul, adică Duhul Sfânt pe care Tatăl va trimite numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Oare o forță ne mângâie? O forță ne învață? În niciun caz. Astea sunt lucruri care o persoană le face. Sau, de exemplu, în Fapte 8:29, ni se spune că Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. O putere impersonală i-a zis, i-a poruncit lui Filip? În niciun caz. Când cineva ne spune ceva sau ne dă un imperativ sau ne comunică ceva, știm că stăm de vorbă cu o persoană. Da? Curentul nu îmi spune nimic acum. Sunt oameni la care probabil că curentul sau forțele spun ceva. Dar comunicarea este un atribut a persoanelor. Acțiunile Duhului Sfânt, tot ceea ce face Duhul Sfânt și frații în sesiunile care urmează ne vor vorbi mai mult despre lucrarea Duhului Sfânt, ne dovedesc faptul că este o persoană. Apoi atributele Duhului Sfânt sunt personale. De exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 2, de la 10 la 11, ni se spune în felul următor.
Nouă însă Dumnezeu le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este prezentat aici ca și fiind omniștient, ca și cunoscând totul. Cercetare, cunoaștere sunt atribute personale. Curentul care este puterea prin care becurile acestea despre care vorbeam mai înainte din această cameră produc lumină, nu cunosc nimic. Nu cunosc ce se întâmplă aici. Nu gândesc asupra evenimentelor acestea. Cunoașterea este un atribut personal. Sau în 1 Corinteni 12 cu 11 ni se spune în felul următor: dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Duhul are caracteristica personală a voinței. Forțele impersonale nu au voință. Ele nu voie să facă ceva. O forță, o putere, o energie este un instrument prin care o persoană cu voință face ceva. Dar forța nu are voința ei. Apoi mărturia apostolilor despre Duhul Sfânt ne confirmă că vorbim despre o persoană, ci nu o putere. În Fapte 5 avem un text minunat în care, dacă am avea doar acest text, ar fi suficient ca să înțelegem că vorbim despre persoana Duhului Sfânt. Cunoașteți toți acest incident cu Anania și Petru, dar am să citesc aceste versete ca să subliniem aspectul acesta. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșiei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Ați observat faptul că Petru folosește ca și interschimbabil, ca și sinonim, Dumnezeu și Duhul Sfânt. Începe spunând ca să minți pe Duhul Sfânt și apoi spune: n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Pentru apostolul Petru, aceste două sunt sinonime. Deci dacă Duhul Sfânt nu este o persoană, atunci nici Dumnezeu nu este o persoană. Și dacă Dumnezeu este o persoană, atunci Duhul Sfânt este o persoană. În 2 Corinteni 3, la 17, la 18, avem o altă afirmație apostolică despre identitatea Duhului Sfânt. Ni se spune în felul următor: căci Domnul este Duhul. Cât de clar poate să fie această afirmație. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. Pavel de asemenea afirmă această realitate. Cu siguranță Pavel nu ne spune că Dumnezeu este o putere impersonală, ci ne spune că Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu, este o persoană, ba mai mult, este o persoană divină. Porunca Domnului Iisus Hristos ar fi un nonsens dacă nu înțelegem identitatea Duhului în acest parametri. În Matei 28:19, această ultimă poruncă care ne-a lăsat-o: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vedem că și Domnul Iisus pune paritate între persoanele Trinității. Ca atare și noi trebuie ca să înțelegem această realitate. Hristos consideră Duhul ca și fiind în egalitate, în paritate cu El și Tatăl. De asemenea, în Ioan, când Hristos le promite ucenicilor că va veni un mângâietor, observați acest lucru esențial, că Domnul Iisus consideră mângâietorul de valoare egală cu El. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Domnul Iisus, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Hristos îi pregătește pentru plecarea Lui și consolarea care le-o dă este că atunci când El pleacă, le va trimite, ați observat, un alt mângâietor. Cine a fost primul mângâietor? Cine i-a mângâiat până în acel moment al plecării Lui? El era mângâietorul. Cine vine în schimbul Lui? Un alt mângâietor. O altă persoană, persoana Domnului Iisus Hristos, urma să se înalțe la ceruri
și persoana Duhului Sfânt urma să coboare și să locuiască în inimile credincioșilor. Domnul Iisus de asemenea se folosește de Duhul Sfânt în paritate cu persoana Lui, cu persoana Tatălui. Duhul va veni, spune Hristos, în locul lui Hristos. Hristos nu ne promite o putere impersonală în schimb la persoana sa, ci ne promite că vom fi în părtășie cu El, pentru că persoana Duhului va veni și ne va fi mângâietorul. Ca atare, datele biblice, și ar fi mult mai mult de spus pe acest subiect, dovedesc fără semn de întrebare faptul că Biblia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu ca și o persoană. Peste tot în Sfânta Scriptură este evident acest lucru. Acum, dacă am văzut acest aspect, haideți într-un mod foarte telegrafic să ne uităm și la divinitatea Duhului Sfânt. Am văzut că cei care atacă adevărul despre Duhul Sfânt ca și fiind Dumnezeu propun că Duhul Sfânt ar fi doar o forță sau o putere impersonală, sau alții propun că ar fi o manifestare a Domnului Iisus sau o manifestare a Tatălui. Dar Biblia ne învață că Duhul Sfânt este o persoană eternă a Dumnezeirii. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este egal, dar distinct. Este Dumnezeu, dar totuși o persoană distinctă. Câteva dovezi pentru divinitatea Duhului Sfânt. În primul rând, vedem că atribute care sunt exclusive lui Dumnezeu sunt date în Scriptură Duhului Sfânt, sunt atribuite Duhului Sfânt. Am să vă dau doar două sau trei exemple. Omniprezența este un atribut care îl înțelegem că doar Dumnezeu poate avea acest atribut. În Ieremia 23:23 ni se spune în felul următor: Tatăl, adică Jehova, ni se spune că Tatăl este omniprezent. Se poate ascunde cineva în locuri secrete fără ca eu să-l văd, zice Domnul, zice Jehova. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Deci este clar, Tatăl este omniprezent. Acum, dacă ne uităm, de exemplu, în alte locuri în Scriptură, și citatele ar fi numeroase, dar, de exemplu, în Psalmul 139:7, vedem că Duhul lui Dumnezeu este de asemenea arătat ca și fiind omniprezent. Unde să plec dinaintea Duhului tău? Unde să fug dinainte feței tale? Acum ai putea spune, da, dar o forță sau o putere ar putea fi omniprezentă. Ar putea să fie o putere care să fie peste tot și pretutinde. Și așa este, ar putea fi o forță care într-adevăr să fie pretutinde. Doar că am dovedit deja biblic că Duhul Sfânt este o persoană și nu o putere. Așa că atunci când vorbim despre omniprezența Duhului, automat vorbim despre omniprezența unei persoane și nu a unei forțe. Al doilea rând, omniștiența. Tatăl este arătat pretutindeni în Scripturi ca și fiind omniștient, ca și știind toate lucrurile. În Psalmul 147:5, Domnul nostru este mare și plin de putere. Înțelepciunea sa nu are margini. Sau este infinit, ar fi o altă traducere. Ioan ne spune în 1 Ioan 3:20 că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Ce ni se spune despre Duhul? De asemenea ni se spune că Duhul are această omniștiență. În 1 Corinteni 2:9-10 am văzut că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Duhul împărtășește acest atribut al omniștienței cu Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu, este divin. Al treilea și ultimul atribut care vreau ca să-l subliniez: eternitatea lui Dumnezeu. Când spunem eternitate, spunem în afara timpului, fără început și fără sfârșit. Nu doar că este de acum până în veșnicie, ci că nu are început și nu are sfârșit. Tatăl este arătat în acest fel, ca și fiind etern, ca și fiind veșnic. Psalmul 90:2, de exemplu, ne spune: înainte ca să fii născut munții, înainte ca tu să fii plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în vecie, tu ești Dumnezeu. Și Duhul de asemenea este arătat în Scripturi ca și fiind veșnic. Evrei 9:14,
Ni se spune în felul următor, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine fără pată lui Dumnezeu. Vedeți? Peste tot în Scripturi, când se vorbește despre caracterul, despre atributele Duhului Sfânt, se vorbește despre niște atribute care aparțin lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care aceste atribute pot fi date Duhului Sfânt este pentru că Duhul este Dumnezeu. Apoi, o altă dovadă clară sunt lucrările Duhului Sfânt, care sunt lucrări ale divinității. Și nu vreau ca să dau foarte multe exemple, pentru că, cum ziceam, frații vor intra în acest subiect mult mai profund. Vedem în Scriptură, încă de la început, faptul că Duhul Sfânt este implicat în creație. Toată Trinitatea este implicată în creație. De aceea vedem în Geneza, când Dumnezeu creează pe om, spune ca să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Și Scriptura mărturisește că fiecare persoană a dumnezeirii a lucrat în creație. În Geneza 1:2 ni se spune, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor. În Psalmul 33:6 ni se spune, cerurile au fost întocmite prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii sale. Tot ceea ce s-a creat, s-a creat de Dumnezeu, s-a creat prin conlucrarea persoanelor dumnezeirii. În al doilea rând, știm că Duhul Sfânt a inspirat Sfintele Scripturi. Lucrarea de revelație, lucrarea de comunicare a lui Dumnezeu cu omenirea este prin Duhul lui Dumnezeu. 2 Petru 1:21 ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oameni au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu Duhul și Dumnezeu Fiul, de asemenea, sunt implicați în lucrarea revelației. Duhul Sfânt este implicat în mod extraordinar de important în lucrarea mântuirii. Biblia ne arată, de exemplu, că Duhul dă viață. Duhul este cel care ne naște din nou. În Ioan 3:5, discutând cu Nicodim, Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu este născut cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În 1 Ioan 3:9 ni se spune și vă rog ca să încercați să observați paralelul între Ioan 3:5 și 1 Ioan 3:9. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Vedeți cum pentru Ioan ideea de a fi născut din Duh și a fi născut din Dumnezeu sunt interschimbabile. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu care face lucrarea nașterii din nou este Dumnezeu. Și am putea să continuăm cu dovezi, dar cred că sunt suficiente ca să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu. De aceea putem afirma cu tărie în această seară că Duhul Sfânt este o persoană, dar nu orice persoană, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Biblia este clară despre această realitate. Probabil cel mai plastic, cum ziceam, este exemplul din Fapte, capitolul 5. Mi se arată că ucenicii, apostolii au înțeles această realitate și a fost interschimbabil pentru ei să folosească Duhul Sfânt sau Dumnezeu. De ce? Pentru că știm că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Implicațiile ar fi multe și numeroase pentru noi în această seară, dar vreau doar ca să realizăm, și cu aceasta să închei, să realizăm că atunci când vom discuta împreună, vom studia împreună, în zilele care urmează, numeroasele sesiuni, despre lucrarea Duhului Sfânt, vorbim despre lucrarea persoanei Duhului Sfânt, vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, vorbim despre o putere, vorbim despre o forță impersonală. Atunci când vorbim despre nașterea din nou, atunci când vorbim despre convingerea de păcat, atunci când vorbim despre lucrările de a da daruri și așa mai departe, trebuie să ținem minte întotdeauna că vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt. Când vorbim despre pecetluire, când vorbim despre faptul că Duhul Sfânt locuiește în inimile credincioșilor. Toate aceste realități
sunt spuse și vor fi spuse, nu despre o putere, ci despre o persoană, și anume despre persoana Duhului Sfânt, care este Dumnezeu. Amin.